Incendiu violent produs azi noapte la o vilă din Drobeta, Turnul Severin. Acoperișul casei în care locuiesc două familii a ars complet. Pompierii s-au luptat cu focul mai bine de două ore și a fost nevoie de intervenția 5 autospeciale. Focul a izbucnit la acoperișul vilei la scurt timp după miezul nopții. Un vecin care tocmai intrase în casă spune că nu a observat flăcările și nici fum, dar după câteva minute au apărut autospecialele de pompieri. Nu ați intrat să mă curte și nu era foc, acum 20 minute, când a venit pompieri. Când auzit, eram în casă, auzit pompieri cu gine tot la poartă. S-au umblat și cei de la electrica astăzi aici. Ieșea foc din acoperiș și oamenii. Ieșea foc? Da. Proprietarii au fost treziți de fiul lor care încă nu adormise. Acesta a simțit mirosul de fum și a trezit părinții și a sunat la pompieri. Aceștia au intervenit cu 5 autospeciale și o autoscară. Am intervenit pentru stingerea unui incendiu spune la acoperișul unei case de locuit din zona Tabaci. Am intervenit cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă și autoplatformă. Incendiul a fost localizat și lichidat. Pompierii nu au stabilit deocamdată cauza acestui incendiu, dar pagubele sunt destul de mari. Vecinii spun că și vila a mai luat foc odată vara trecută.